Deci noi am venit să ne exprimăm protest față de strict, urgent, față de ordinul de evacuare pe care l-a primit câteva inițiative. Okay. De evacuarea spațiului. Cine semnat ordinul? Cine semnat ordinul minister? Domnul director al Muzeului de Etnografie. Okay. Directorul Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală. Da? Da? Da. Ce căutați la mine? Vă spunem ce căutăm la dumneavoastră, pentru că Ministerul, Muzeul Național de Istorie și Etnografie, cel care gestionează sectorul cultural. Și aici e vorba nu doar de niște spații, ci niște instituții culturale care prin evacuare vor dispărea. Și noi considerăm că este responsabilitatea Ministerului să asigure dezvoltarea... Noi gestionăm instituțiile respective, domnule ferește. Eu să spun domnului să fac ce trebuie. Dacă le evacuați, o să le ușiriți, chiar dacă nu le gestionați. Și de aia ne-am adresat la Minister, pentru că parțial e muzeu, pentru că istoric, acolo sunt spațiile, dar parțial și Ministerul, pentru că Ministerul este responsabil de gestionarea spațiului. Sectorului cultural independent. Dacă se poate să completez, mă scuzați, bună ziua. Eu pur și simplu fac și live de asta. De asemenea, nu știu, cumva așa a coincis că imediat după vizita dumneavoastră la Muzeul Zemstvei a fost eliberat acest aviz și cumva ne-a îngrijorat, nu știu, coincidență sau nu, dar imediat a doua zi după vizita dumneavoastră la muzeu, domnul director Vicol al Muzeului de Etnografie a venit cu acest aviz de evacuare. De aceea noi am legat cumva evenimentele care ar fi conectate, asta unu și doi, de exemplu, nesemnarea contractelor pe tot anul 2020, domnul director Vicol ne-a transmis că a fost cumva un ordin al Ministerului Culturii să nu fie semnate contractele pe anul întreg 2020. Cine a solicitat la domnul Vicol să arate ordinul? Dumneavoastră nu ați știut de acest ordin? A fost strict ordinul domnului Vicol? Care ordin? Deci nu există niciun ordin de evacuare. Avizul de evacuare pe 3 februarie. Păi nu, dar să spuneți că este un ordin prin care domnul Vicol a emis dispoziția respectivă, da? Nu, eu nu vorbesc despre dispoziția de evacuare. Stați puțin. Eu nu vorbesc despre dispoziția de evacuare, vorbesc despre două lucruri. Una este dispoziția de evacuare, iar al doilea lucru este nesemnarea, neprelungirea contractelor de chirie pe întreg anul 2020. Deci sunt două chestii diferite, care de fapt ambele sunt revendicările noastre. Acum eu... Păi sunt întrebări careva sau la etapa respectivă nu mulțumim acest proces. Ce sunt revindicările? Ce e exact? Revindicare care-i? Să rămână acolo. Acelui aviz, încheierea contractului pentru 2020. De către muzeu. De muzeu, da. Okay. Și Ministerul Culturii, și aici ajungem la direct la responsabilitatea dumneavoastră, Ministerul Culturii, să găsească o formă de dialog, parteneriat cu organizațiile din domeniul cultural, pentru a găsi diverse forme de dezvoltare acestui sector. Păi este acest consiliu. Ce problemă? Care consiliu? Este consiliu reprezentanți organizațiilor non-guvernamentale. Este ALCOR, dacă din cât știm, care au ceva. Și dacă este nevoie, ne adunăm oricând. Noi vrem o viziune, nu doar adunare. Păi doar să ne putem aduna pentru că acum, referitor, haideți să revenim la subiectele noastre. O să ne adunăm mai des la muzeu, sigur. Treci la protest, dacă sunt într-o țară democratică. Referitor la vizite, am avut două vizite. În incinta, clădirei respective. Corect. Prima vizită am făcut-o, nu ți-am minte, când am fost, 3 săptămâni în urmă, dacă nu mă înșel. Era câteva persoane. 2 săptămâni. Restul era ușile închise. Ceea ce am văzut acolo m-a șocat. Prima dată. Pentru că vizita am făcut-o in open an. Era nu înțeleg. Ceea ce văd acolo este șocant. Așa arată toate teatrele, casele de cultură, bibliotecile, toate arată așa. Uitați-vă, eu v-am ascultat. M-ați întrebat odată, v-am întrebat. Noi avem acolo oamenii cu mâinile lor. Am un referitor la ce am văzut eu acolo. Eu văd acolo un spațiu dărâmat, un spațiu avariat, un spațiu care prezintă pericol pentru sănătatea și chiar viața persoanelor care pot intra. Asta nu stabilește Ministerul Culturii, dar mai bine să reparăm muzeul istoric. Mai bine de reparat un muzeu istoric, dar nu de alugat. Doi. Ceea ce am văzut eu acolo, dați-vă spun ce am văzut, bine? Și după ce vreau să se spuneți, am văzut bine sau nu am văzut bine? De asemenea am văzut, am văzut aparate din încălzire cu foc deschis. Adică, altfel spus, burjuici. Da. Burjuicele respective, într-o clădire istorică, nu pot fi amplasate. Nu pot fi. Dați că poate Ministerul subvenționa un sistem de și, încălzire a muzeului? Încă o dată repet, ele nu pot fi. Mai ales că acoperișul și clădirea respectivă este un monument istoric. Acoperișul este făcut practic din lemn. Și deoarece țevele astea care se încălzesc,
elimină fumul din bojucele spune. Totul a foc. Totul a foc, acoperișul general. Nu a luat foc, 20 de ani, deci... Respectiv, am plasarea. Păi, dar dumneavoastră ce vreți să se întâmple? Eu, de exemplu, nu vreau să se întâmple niciodată. Care e soluția? Ce soluție ales? Doar să-i dați afară. Am un referitor la fapt. Să voi să vorbesc ce am văzut eu, nu? După ce eu să vă spun. Și noi vedem în fiecare zi. Acolo, domnul, noi acolo trăim. Respectiv, acolo ne ducem la concerte, la evenimente. Respectiv. Nu, pe noi asta nu ne supără. Respectiv, asta e ceea ce am văzut eu. Plus la asta, ceea ce am văzut în a doua vizită. Am văzut în a doua vizită inclusiv spații unde se face mâncare într-o situație de insalubritate absolută. Fotografiile sunt făcute. Acasă, uitați-vă ce fotografiile ce sunt făcute. Voi ați văzut prin scenarii ce mizerie au dat. La mine pe pagina de Facebook am postat informația. Uite, asta spuneți, acolo este cel mai igienic și cel mai gustos în noi în oraș. Nu este ce minciți. Acum, a fost în bătărie, era normal, nu era nimic așa cum povestiți. Să vă arăt fotografiile. Dar vreți să înțelegem prin mâncare, prin inițiativă culturală, prin sari. Iată acolo, uitați. Am intrat, nu știm, nu am văzut ce ați postat. Pe Facebook și o să vedeți fotografiile de acolo. Burjuci, jumătate de Moldova are, face focul. Ce au? În școli, domnule ministru educației, în școli se face focul în sobi. Respectiv. Ies să fum. Ce vorbiți dumneavoastră? Dumneavoastră spuneți că de asta noi ce vă spunem. Respectiv. Respectiv. Aceste condiții sunt condiții care prezintă pericol pentru viața. Care e soluția ministerului? Oamenilor care s-au plăcut. Închide și de afară. Amplasarea sistemelor respectiv de încălzire într-un moment istoric, chiar dacă aveți sau apar permisiuni de la cineva, pot fi amplasate doar cu permisiunea Consiliului Național al Monumentelor Istorice, cu avizul. Ceea ce nu există la etapa actuală. Acum referitor, acum e același cumva, e același organizație care a dat aviz pentru clădirea în parc. Și care a anulat-o după aceea. Nu a anulat-o, ei au anulat-o. Asta demonstrează cât e de serioasă, de aviz după aceea anulează, independență de cum îi sună de sus. O altă componență a fost, de Consiliul care a luat decizia. Respectiv, în vizita efectuată, eu personal nu am solicitat evacuarea nimănui. Pentru că m-am adresat la... Ați făcut un gest și directorul a înțeles. Încă o dată. M-am adresat cu o întrebare. Dumneavoastră, vă simțiți confortabil la aceste condiții? Altele nu avem. Mi s-a spus că sunt condiții în care el este de plin saltă. Cum da? Aș putea să ajuta ministerul să îmbunătățim care sunt condiții strașnice, șocante. Nu strașnice deloc. Acum, dumneavoastră, totodată, aici sunt oameni care vin acolo zi de zi. Dumneavoastră, ne spuneți cum e acolo. Și ne sperie. Asta e centru cultural. Dumneavoastră faceți judecăți de valoare, judecăți de igienă. Noi avem niște instituții culturale. Care e soluția dumneavoastră pentru construcție? Ставте себе здание правительства в плохом состоянии. Давайте мы, пока оно будет реконструироваться, распустим все. Să vă arăt femeie de serviciu. Am un referitor. Să fiți atent la ce spun. Eu v-am spus ce am văzut eu, da? Dar nu știm ce ați văzut, noi vedem. Asta e apreciere. Asta e apreciere la activitatea ministerului. Eu am filmat la guvern femeie de serviciu în păturești hârtie igienică cu mâna. Asta e la guvern. Acum trecem la al doilea subiect. Ce facem mai departe? Da? Ce facem mai departe? Mai departe, începem cu constatări, ce am văzut eu. Poți să ne spune cu... Hai să închidem guvernul, că e neigienic. Respectiv, cu siguranță, eu port responsabilitate, pentru că dacă s-a plin mișar de clădirea respectivă de cartea, din cazul cușucilor, eu am să port responsabilitate, pentru că n-am supravegheat. Dar numai tine trage încolo încălzire. Sigur că e mai bine. Haideți să facem asta anul acesta, 20-20. Dar facem muzeu, nu se permite, domnule, în muzeu să pui burjuite, nu este posibil. Cel care v-a dat avizul respectiv o să poartă responsabilitate pentru avizul dat. Păi lasă, răspundă, dar este. Am înțeles. Se în Sibiri, ssilcu. Mai avem escalitură cu spate. Cel ce v-a dat permisul respectiv nu este legal. Domnule, ce facem mai departe? Acum revenim la subiectul ce facem mai departe. Mai departe facem următorul lucru. Chiriașii care sunt aici trebuie să vorbească cu administrația muzeului. Am încercat. Ți-a dat ultimatum până 3. Nu e moda de a întrerupe oamenii. Discute cu administrația muzeului
referitor la condițiile în care pot fi, poate fi prelungit acest contract. Pentru că pentru mine tot este șocant, un alt lucru este șocant, că voi, chiriașii, v-ați aflat în așa condiții nu bune, șocante pentru mine, timp de 8 ani de zile. Și nimeni nu atrage atenție. Nu atrage atenția, domnule ministru. Nimeni nu atrage atenția, pentru că pentru mine, încă o dată, este o întrebare inclusiv și către conducere, către colegii mei din minister, către alte structuri care îi supraveghează muzeele din Republica Moldova. De ce nu s-a atras atenția? De ce nu a venit, de exemplu, vara? Asta pentru că, încă o dată, prunce este că și vara erau acolo, amplasate, nu? Nu, dar erau acolo amplasate. De ce n-a venit cineva de la minister, de exemplu, vara, și să spune, fraților, ce cu burjucile este în muzeu? De unde apar ele? Respectiv, să fie identificate alte soluții pentru a încălzi căderea respectivă. Dar asta e ce nu s-a făcut în 8 ani de zile. Nu s-a făcut. Și dumneavoastră să pedepsiți vă subaltern pentru asta, să o pedepsiți inițiativele? Da, categoric. Categoric. Vor fi pedepsiți și deja sunt pedepsiți unii pentru cei ce au făcut în alte domenii și inclusiv... Nu pentru alte domenii. Ați putea să dați nume și termeni? Păi eu încă o dată vă spun. Eu nu pot să pedepsesc pe om dacă nu am careva chestii documentate. Acum, referitor la... Ca să-mi termin gândul, ca să nu mă întrerupe să vină. Referitor la faptul că nu s-a făcut 8 ani de zile nimic. Categoric nimic. Deci 8 ani a fost cerut, în fiecare an acolo. Am cerut de la colegi materiale, foto, video, referitor la fapt cum arăta această clădire și aceste încăperi, de exemplu, 8 ani în urmă. Am primit aceste informații, inclusiv video, care demonstrează că în comparație cu anul 2000, când Institutul Cultural Român vroia să facă reparații aici, 2012, starea monumentului respectiv este mult mai gravă. Ca să oprească, să-l conserveze măcar. Cei ce a fost în 12, când voi ați venit acolo, și cei ce este acum, nu este materiale video. Nu trebuie să spun clar, dar blocurile locative în Moldova. Este respectiv, este situația, este degradată. Și clădirea guvernului degradată. Burjuicile care sunt acum este un pericol real. Da, ele pot fi înlocuite cu sistem de încălzire. Acum, electric. Acum, respectiv. Revin la ideea care am început. Chiriașii trebuie să discute cu administrația muzeului referitor la faptul, ascultați-o până la capăt, în ce condiții pot fi prelungite contractele respective. Deci ministerul se retrage din acest dialog. Domnule ministru, mă scuzați. Ține din competență, pentru că exact ce vă spuneam noi. Este un sector cultural întreg, sector de cultură, independent, necomercial, care fac activități, sunt comunități. Dumneavoastră spuneți că treaba voastră să vă înțelegeți cu muzeul. Nu e vorba să se înțeleagă cu muzeul, este vorba ca dumneavoastră, ca ministru, să înțelegeți că aveți un sector cultural care nu se vede nicăieri. Nu trebuie să înțeleagă între muzeu și organizație. Asta ați spus dumneavoastră. Eu n-am spus să înțeleagă, eu am spus să discute subiectul respectiv, condițiile. Care e raznița? Pentru că e vorba de mai mult decât două inițiative, e vorba de mai mult decât un spațiu, este vorba de un sector cultural independent care face activități culturale, educaționale. Asta dumneavoastră. Mie îmi zice Vitalie Spânceanu. Vitalie. Noi nu știm foarte bine. Vitalie. Deci acum mă cheamă... Nu. Vitalie. Da. Dacă legea interzice aflarea burjucelor în monumentul de... Să le înlocuim, dar încălzirea e necesară iarna, nu? Înlocuițele. Categoric, înlocuițele. Înlocuițele. Cum s-a făcut la Garlic în spațiu? Vă spun cu ce s-a făcut. Nu s-a făcut banii muzeului. S-a făcut cu bani privați, atrași prin grant. S-a schimbat, s-a pus de astea puști care încălzesc. Asta e o soluție. Mă scuzați, dacă lăsați și o fată să vorbească, dar vorbim la dumneavoastră. Aș vrea să spun... Muzeul, dacă consideră, muzeul, dacă consideră inoportun aflarea acestor burjuici în clădire, prin secțiunea chiriașilor, evacuarea acestor burjuici. Ok, el nu a cerut evacuarea burjuicilor, a cerut evacuarea inițiativei. Domnule ministru, muzeul, direcțiunea muzeului nu este deschisă la dialog. Respectiv, să fie evacuate aceste burjuci ca să nu se aprindă clădirea. Eu pot să vă răspund nicio problemă. A doua chestie. Dacă este antisanitarie acolo, cerința care este?
să fie făcută curățenie, elementar, spălate potelele, ușele, făcută curățenie pe pereți, înțelegeți? Ea este făcută la nivel care este posibil. De ce nu s-a venit cu această inițiativă, cu această propunere? La nivel țărănesc, acum eu am fost, la nivel țărănesc, simplu, făcut omenește, că acolo nu este posibilitatea de a voie și își fac leofor. A doua chestie, a doua chestie, dacă oamenii acolo mănâncă, dacă oamenii acolo mănâncă, eu când am văzut plita aceea care era acolo unde se face mâncare, vă spun, eu am avut senzații foarte neplăcute pentru mine. Și dar dacă, de ce? Am să vă arăt fotografii. Eu am văzut. Domnule ministru, fotografiile sunt foarte manipulatoare. Dumneavoastră arătați doar lucrurile rele. Nu este nicio poză care reprezinte partea bună a locului. Ce faci sănătate? Categoric. Categoric. Respectiv. Ministru culturii, deci asta e murdar. Respectiv. Muzeul, administrația muzeului, dacă are careva pretenții la chiriaș, trebuie să ceară așa, explicații de la serviciul, de exemplu, de pompieri, tot ok, dacă e totul bine, nu este nicio pretenție. Administrația muzeului trebuie să ceară de la Sanepid sau cine acolo, e tot ok, nu sunt pretenții. Și continuați activitatea mai departe. De ce nu s-a cerut asta, dar s-a cerut altul? Păi, întrebarea către mine. Întrebarea către administrație, ce s-a cerut? Ce o să faceți dumneavoastră ca actor activ? Ca actor activ? Pașii concreți, de acum înainte. Eu repet încă o dată, nu țin de competența ministerului să ceară evacuarea. Nu a fost cerută de mine, știu că nu a fost cerută de mine. Și eu nu cer, iată în prezența dumneavoastră, eu nu cer evacuarea chiriașilor respectiv. Eu cer ca administrația muzeului să conformeze legislația în vigoare, pentru că ei sunt responsabili și directorul este responsabil. Și chiriașii, de asemenea, să conformeze cerințelor, pentru că noi ne înaintează muzeul. Vă ascult cu mare atenție. Da, mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, dumneavoastră spuneți să dialogăm cu direcția muzeului, pentru că ea administrează clădirea. Da. Dar direcția muzeului nu este deschisă la dialog, iar dovada este avizul de evacuare. Cum cineva vrea să dialogueze când îți spune să evacuezi pe 3 februarie? Ana mă numesc. Ana, eu vă garantez că dumneavoastră și colegii dumneavoastră o să discute foarte deschis cu domnul director. Când ați stresat la administrația muzeului și muzeul nu a acceptat un dialog dumneavoastră? Aici, domnul Alexandru de față poate să confirme. Confirm sau să confirm. Noi ne-am întâlnit, noi am discutat colegial, ne-am înțeles. Au fost multe probleme. Unele probleme și în anul 2017 și în relația între muzeu și Arca Berii. Asta este vorba. Deci noi tot timpul le-am rezolvat într-un dialog, cred eu, bun. Cei de Arca Berii. Deci nu au fost probleme sau lipsă de deschidere din partea administrației muzeului față de Arca Berii. Și trebuie să confirm lucrul ăsta, că așa este. Deci, hai... Și un moment, Ana, dacă administrația muzeului nu va dori să discute, să negocieze cu dumneavoastră, chemați-o și mine la aceste discuții. Păi, dați-o și am venit aici. Chemați-o și mine și am să vin eu și dată. Și vă garantez, când puteți veni, discuția va avea loc. Noi vrem o zi concretă, o dată concretă și o oră când putem să venim la fixație. Data de 3 februarie, în loc de evacuare, facem tratative. Deci noi putem să ne întâlnim astăzi, administrația muzeului, eu sunt gata să ne întâlnim cu chiriașii, cei care închiriază spații în casa Zimț, să discutăm cum să ieșim din acest impas. Super, dar, ne bucurăm. Haideți, noi vorbim despre Casa Zensiu, dar uităm să spunem un lucru. Casa respectivă se află în gestiunea Muzeului Național de Fotografie și Istorie Naturală din 2010. De fapt, acolo s-a pornit Muzeul de Etnografie acum 130 de ani în urmă. Deci eu am devenit director al instituției respective în anul 2017 și am moștenit ceea ce este acolo. Haideți să recunoașteți cei care închiriază, că situația de când eu sunt director, am încercat să am un dialog continuu cu cei care închiriază spațiile. Deci am avut întâlniri anuale, în special în luna decembrie, cu voi, discutând condițiile contractuale pentru următorul an. Corect? Corect. Și anul acesta se permite că... Acum, anul acesta. Deci, semnarea sau nesemnarea unui contract nu este... Nu, desemnarea contractului pe un an au fost amânate din cauza... Nu a fost amânată. Au fost... Alexandru, haideți să fim corecți. Da, nu te-a legisat. În momentul când
au apărut anumite probleme. Aceste problemele muzeului, mai mult tehnice. Persoana responsabilă, deci, nu a fost la serviciu din motive de sănătate. Deci, mesajul meu a fost transmis verbal tuturor că nu continuăm relația noastră în baza unei cereri de chirii lunare, până când... Deci nimeni nu a spus, nu a spus că voi părăsiți spațiul. Haideți să... Dar este un aviz, doamnă direcție. Iată, acum ajungem și la aviz. Nu la aviz evocat, dar de ce nu au fost făcute contracte pe un an? Cum s-a făcut până acum? Care este motivul? Motivul care a fost comunicat. Nu, dumneavoastră nu ați zis. Motivul care a fost comunicat nouă că de la minister au venit indicații să nu. Nimeni nu a spus asemenea, Alexandru. Hai să-mi corect. Nu a spus nimic. A spus indicații. Poftim? Totuși, contractul de locațiune presupune că inclusiv proprietarul sau administratorul are niște responsabilități față de clădire și de clădirea în condiții acceptabile. Deci care este rolul? Fiecare an, deci fiecare contract are niște anexe care arată starea de lucruri în spațiile care sunt încheiate. Ca și instituții care administrează clădirea deci muzeul, haideți să vă spun, muzeul parcursul anilor a încercat să facă ordine în acele spații. Care au fost încercarele puncte, vă rog frumos? Haideți să revenim la sobe, da? Că mai comod vorbim despre sobe. Hai să nu vorbim despre sobe și de mâncare. Hai să vorbim despre spații. Spuneți-i de apropo. Nu, apropo, era și o sobă mare era acolo. Este o sobă cafenie. Haideți, eu nu știu care au fost condițiile, începând cu 2012 până în 2017, referitor la utilizarea celor sobe. Nu știu dacă au fost, mă știu când am venit în muzeu, acele sobe funcționale. Corect? Care soba, care adică vreți să dați vina pe inițiativele care sunt acolo, că din cauza lor nu mai funcționează. Care au fost inițiativele din partea muzeului, administrației. Domnul director, o întrebare, că noi nu putem să stăm atât. Haideți să ne spuneți dacă totuși este vorba, există un aviz de... Deci un aviz de evacuare există și el este unul public. Colegii de la Art Labirint au făcut public și eu explic de ce am semnat acest aviz. Deci, Alexandru cred că o să confirme. Parcursul timpului, deci apăreau probleme, inclusiv de salubritate, în spațiile în care dușile închiriau. Deci eu nu interveneam în spațiile care dușile închiriau, dar erau holul spațiului respectiv, unde apăreau lucruri care aprățâneau celor de la Art Labirint. Alexandru, confirmă, am avut discuții și am dat indicații, Alexandru, evacuați lucrurile astea. Așa este bine că într-un hol, când intri într-un spațiu, monument de arhitectură, deci trebuie să fie curat. Da, dar ați dat deci termenii pe alta să fie evacuat, așa nu se face. Când ar trebui să vă aveți? Au fost pe întâlnire, deci data 21 ianuarie, deci am avut o discuție cu Alexandru, nu pot să-i fac telefon, dar am avut discuții fizice. Deci am întâlnit. 21 ianuarie este o dată foarte apropiată cu februarie, a fost înainte de 21 ianuarie. Deci am rugat ca holul muzeului, spațiul respectiv, să fie eliberat de cele lucruri care aparțin probabil cu siguranță celor de la Art Labirint. Și alte spații care dânșidul le închiriază. Deci am dat două zile pentru evacuarea unor divanuri vechi care stăteau acolo și cred că era suficient. Deci, în momentul când m-am dus, pe data de 23, după masă, spre sfârșitul zilei de lucru, deci am găsit lacătul pus la ușă de celor de la Art Labirint. Deci, și noi, chiriașii vor fi evacuați de fapt definitiv sau doar faceți asta ca să înțeleagă ei și să facă careva ordine și alții? Muzeul și-a respectat obligațiunile contractuale care au fost semnate pe parcursul anilor. Noi vrem ca cei care închiriază spațiile să respecte și dânșii condițiile contractuale și atât. Deci noi nu am intervenit în politica culturală a respectivelor instituții, chiar sincer vă spun, recunosc că îi respect ceea ce, nu înțeleg ceea ce fac dânsi, dar respect. Și deodată n-am intervenit. Din contra, am avut o... afară că nu-i curat. Domnul Vitali, deci... noi cu cei de la Art Labirint și nu numai, am avut o colaborare frumoasă parcursul anilor. Deci da, dânsi au participat, la, în special la noaptea muzeilor. Și insist că asta a fost nu de la chiar decizia de la director. Asta a fost neapărat... Rămâneți poziții, 3 februarie trebuie să vedeți. Mai este o chestie care este una foarte importantă. Deci, în imobilul respectiv sunt spații pe care le gestionează muzeul. Și în acele spații sunt inclusiv și piese de patrimoniu, care necesită niște condiții de securitate. Deci asta este. Deci au fost cazuri, deci am instalat și acea cameră video la intrarea în Casa Zienței, din cauza că au fost cazuri
orice caz, când eu am, deci era și un liceu public al comunei, veneau oameni care mergeau pe stradă, întreau și mergeau la acel liceu. Haideți, можно я буквально. Haideți să lăsăm să vorbească un alt, o altă persoană, reprezentant al unei alte asociații care a primit aviz de evacuare, da? Ești reprezentant? Я буквально два слова добавить. Господин министр и господин директор подняли очень важный вопрос. Вопрос не только в здании, это не вопрос подмести пыль или убрать печку. Вопрос в том, что сотни людей, которые представляют огромный пласт культуры Молдовы, сейчас оказались без помещения. Это много лет, сколько мы здесь занимались, это вот благодаря, опять же, поддержке в том числе и директора музея. Поэтому мы должны тоже сказать спасибо за это. Но сейчас сложилась такая ситуация, что мы не можем дальше здесь находиться. И этот вопрос никак не решается. Этот вопрос необходим, он требует решения. Представьте себе, если бы театр оперы и балета, например, сейчас сказали, вы знаете, помещение находится в плохом состоянии, и все труппы, которые в нем занимаются, оказываются на улице, без каких-то дополнительных помещений, без решения этих вопросов. Это была бы катастрофа. И точно так же для нас это катастрофа, потому что у нас идет подготовка к чемпионату мира, например, детских команд и так далее. Haideți să vedem ce zice acum domnul director. Da, o concluzie vă rog. Și vă rog, nu îl întrerupeți, deci, pentru că și noi nu putem urma ore. Administrația muzeului este gata să se întâlnească cu chiriașii din spațiul respectiv și să discutăm încă o dată foarte, foarte atent și detailat toate punctele legate de afarea lor mai departe în casa acestea. Ce ar trebui să facă ca să nu fie evacuați? Se respecte acele cerințe care vin parvin din partea muzeului. În afară, dacă o să fac curățenie și o să fie făcut asta, o să rămână. Nu e vorba de curățenie în acea bucătărie despre care s-a vorbit. Noi... Dar merge și fotografiați, filmați acolo, e interesant, este lucru interesant. Domnule ministru, dumneavoastră, ați fost la un eveniment cultural care s-a desfășurat în spațiile? Puteți face o relatar de la un judecați un centru cultural, pasă bucătărie. Da, intrați în culisele oricărui teatru și o să găsiți o grămadă praf. Intrați în spațiu și vedeți ce e acolo. Dumneavoastră sunteți că găsim acolo în miserie. Și dacă fotografiați și filmați și vedeți că e totul bine, atunci contractele probabil nu o să fie pe un an. Bine, deci cultura independentă a fost dar la mă întrebă, cer scuz, la mă întrebă, domnul director. Deci, în 2018, deci, 11 ianuarie, dacă nu greșesc, a fost emis un ordin al administrației muzeului prin care s-a solicitat expres ca să nu se utilizeze în spațiile respective butelii de gaz. Vă aduceți aminte că au fost cazuri în oraș, cazul tragic. Deci am solicitat ca asemenea chestii să nu se întâmple în casa zemstă. Totodată am solicitat ca toate acele sobe să fie certificate. Deci să aducă documente, deci de la autoritățile care sunt competente de a elibera asemenea certificate să le prezinte. Deci asta e. Administrația muzeului deci, încearcă. Noi vedem că Ministerul Culturii a aflat că centrele culturale au probleme cu căldura. Înseamnă că Ministerul Culturii acum o să ajute această cultură ca să fie caldă. Da, e de afară, în stradă. Domnule, de afară, trebuie să fiți la dialog, dar ce facem cu avizul care este eliberat pentru 3 februarie? Respectiv, stimați colegi, trebuie să vedeți, la toți ne este plic. Suntem prieteni. Ok. Cum doriți? Dar cine prieten? Ideea care este? Ne împăcăm, facem prieteni? Pe data de când? Astăzi vă întâlniți. Deci eu sunt gata și astăzi. El trebuie, astăzi... Întâlnirile trebuie organizate cu sau preîntâmpinare, respectiva zi. Astăzi vă întâlniți sau pe 3 februarie. Nu vă întâlniți, stați de vorbă. Ideea care este? Eu v-aș recomanda următorul de lucru, chiriașilor. Ca dastre, să solicitați condiții normale pentru existență, pe de o parte. Pe de altă parte, să vă conformați cerințelor care sunt înaintate față de asta. Să liceam de la... Există un buget, există buget dar, bani pentru asta? Dar ajutor, căldura o să fie respectiv, ceva. Administrația muzeului îmi trimite la Ministerul Culturii. Respectiv, să nu fie sobe improvizate pentru că nu pot fi certificate, nu pot fi construite astfel de sobe sau amplasate într-un muzeu istoric fără acordul Consiliului Național al Monumentelor Istorice. Deci nu poate fi chestia asta. A doua chestie, a doua cerință, să fie făcută curățenie acolo,
igiena respectivă, elementară. Dați seama că într-o clădire din secolul XVIII este greu să... Igiena de 40 de ani nu a fost reparată. Parlamentar nu poate să fie, mai ne spălați și ne igienică. Nu poate să fie acolo. E ofensator acest lucru. Nu mă refer la artiști. Eu mă refer la clădire, mă refer. La clădire mă refer. Dacă nu a fost reparată de 50 de ani clădirea aceea, cum trebuie să arate? Cât s-o speli ca să arate curat? Pe de altă parte, înaintați cerințe, dacă vreți să îndați aceste cerințe, înaintați-le către muzeu și dacă muzeul poate să vă le îndeplinească, le îndeplinește.